Suntem la a treia parte a studiului nostru pe cele cinci principii, cele cinci sole ale reformei. În seara aceasta vom analiza una dintre cele mai dragi adevăruri nouă, sola gratia, numai harul. Numai harul. Și aș dori să încep cu o definiție a harului Dumnezeu. Iar dacă acceptăm această definiție, atunci dezbaterile despre har, controversele despre har ar trebui într-o oarecare măsură să ia final. Ce este harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu, spre deosebire de bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu este o manifestare a ființei lui Dumnezeu, o manifestare a atributelor lui Dumnezeu. Definiție. Harul lui Dumnezeu este răspunsul activ și plin de mila lui Dumnezeu față de rebeliunea omului. Harul lui Dumnezeu este răspunsul activ și plin de mila lui Dumnezeu față de rebeliunea omului. Este o definiție foarte scurtă, dar cred comprehensivă a ceea ce înseamnă esența harului Dumnezeu. Facem niște observații, cu privire la această definiție. Harul lui Dumnezeu este răspunsul activ al lui Dumnezeu. Da? Harul lui Dumnezeu este răspunsul activ. Dumnezeu nu se simte, Dumnezeu nu simte că are har cu privire la noi. Întotdeauna în Scriptură când găsiți că Dumnezeu are har, Dumnezeu face ceva. Da? Deci am spus că harul este un răspuns activ al lui Dumnezeu. Da? Nu, Dumnezeu nu zice, mă simt bun. Da? Mă simt milos. Da? Dumnezeu este milos, este bun, este dragoste. Când dragostea, mila, bunătatea, îndurarea lui Dumnezeu se manifestă față de o creatură păcătoasă, aceea se numește har. Da? Deci harul lui Dumnezeu întotdeauna este o acțiune a lui Dumnezeu. În al doilea rând, definiția spune harul lui Dumnezeu este răspunsul activ și plin de mila lui Dumnezeu. De ce am spus activ și plin de milă? Pentru că răspunsul lui Dumnezeu poate să fie în dreptate. În al doilea rând, harul lui Dumnezeu este un răspuns plin de milă. Dumnezeu ar putea și ar trebui să ne răspundă în mod normal, spunem noi, în dreptate, în sfințenie, da? Așa ar trebui să ne răspundă Dumnezeu. În dreptate și în sfințenie. Totuși Dumnezeu răspunde cu milă. De asta am spus că harul este răspunsul plin de mila lui Dumnezeu. Milă ai față de cineva decăzut, nenorocit. Și alt sentiment creează păcatul pentru noi, pentru față de noi aleșii lui Dumnezeu în Dumnezeu. Ce creează păcatul în Dumnezeu? Un răspuns plin de milă. În al treilea rând, harul lui Dumnezeu este un răspuns față de rebeliunea omului. Harul lui Dumnezeu este un răspuns față de rebeliunea omului. Ăsta este lucru uimitor la harul lui Dumnezeu. Că noi suntem rebeli și ceea ce ar trebui să stârnească mânia lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu și dreptatea lui ar trebui să stârnească mânia lui la vederea păcatului nostru, totuși, harul lui Dumnezeu este mila care se revarsă din Dumnezeu, da? Mila manifestată a lui Dumnezeu în fața păcatului și rebeliunii omului. Harul lui Dumnezeu este răspunsul activ și plin de mila lui Dumnezeu față de rebeliunea omului. Și poate ar trebui să completăm că harul lui Dumnezeu este întotdeauna suveran. Dumnezeu nu ne-a cerut voie nici nouă și nici necredincioșilor cărora le dă un har general, nu le-a cerut voie să le dea har general. Dumnezeu nu le-a cerut voie necredincioșilor ca să restricționeze păcatul. Nu le-a cerut voie. Dumnezeu nu le-a cerut voie necredincioșilor ca să le dea azi viața, ființa și mișcarea. Să le dea lumina ochilor, să le dea înțelepciune, să le dea minte în cap, să le deschidă oportunități. Și de fapt Dumnezeu controlează toate lucrurile și ăsta este un har general și Dumnezeu nu a cerut nimănui voie ca să dea harul general. Cu atât mai puțin cere Dumnezeu voie ca să ne dea nouă aleșilor lui harul special, eficace. Acesta este harul Dumnezeu. În al doilea rând, de la definiție, aș dori să ne uităm la o istorie anumită o istoria veche a harului lui Dumnezeu. Istoria veche a harului lui Dumnezeu. La ce mă refer? Sunt unii care spun că Vechiul Testament poate fi numit legământul faptelor, iar Noul Testament trebuie numit legământul harului. Fals! Este o erezie, nu o eroare, o erezie să spui că cineva în Vechiul Testament a fost mântuit prin vreo faptă. Este o erezie. Nimeni în istoria acestei omeniri n-a fost, nu este, nu va fi mântuit aparte de harul lui Dumnezeu. Nimeni! Nimeni! Toți cei care au fost mântuiți vreodată au fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la câteva exemple. Da? Hai să ne uităm la câteva exemple. Poate exemplul cel mai important pentru noi este Adam.
care a fost pus spre deosebire de noi toți într-o poziție cu totul privilegiată. Omul acesta a fost creat într-o stare de perfecțiune împreună cu soția lui. Desăvârșire, perfecțiune, o stare, ceva ce noi nu ne putem imagina astăzi. Știm foarte bine, datorită ispitirii, datorită dorinței lor de a fi ca Dumnezeu, datorită mândriei, datorită invidiei, datorită necredinței în cuvântul lui Dumnezeu, datorită necredinței în caracterul lui Dumnezeu, datorită o grămadă de prostii care au fost în capul lui, datorită păcatului, într-un cuvânt, oamenii acestea s-au împotrivit lui Dumnezeu. Păcatul lui Adam și Eva poate fi sumarizat prin rebeliune, răzvrătire. Ce se întâmplă? Ce vedem în grădina Edenului? Dumnezeu spune, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Totuși vedem că imediat după păcatul lui Adam și Eva, se observă în grădina Edenului prima manifestare a Harului Suveran. Prima manifestare a Harului Suveran. Cum vedem această manifestare a Harului Suveran în viața lui Adam și Eva? Dumnezeu se duce în căutarea omului. Acesta este tipologic pentru ce se întâmplă în actul mântuirii. Dumnezeu se duce în căutarea omului. Nu omul văzându-se mizerabil, ticălos, gol, orb, îi se stinge lumina aceea spirituală, se simte departe de Dumnezeu. Doamne, unde ești? Ce am pierdut? Nici vorbă! Nici vorbă! Omul fuge de Dumnezeu. Și Dumnezeu strigă. Adame, unde ești? Așa se întâmplă la noi toți. Dumnezeu este acela care pornește în căutarea omului. Asta este prima dovadă a harului lui Dumnezeu în evenimentul acesta edenic. Și mai cu seamă este important că Dumnezeu, după ce îi întâlnește, știe că ei sunt goi. Adam recunoaște că este gol pentru că Dumnezeu îl caută și îl întreabă ce ai făcut, pentru că Dumnezeu știa ce a făcut. Era singurul lucru rău pe care putea să-l facă, nu? Să calce porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu, printr-un act tipologic, arată ceea ce se întâmplă în mântuirea noastră. Ce face Dumnezeu? În starea edenică, perfectă, unde nimic nu era violent, nimic nu era dramatic. Răcoarea zilei, Dumnezeu umbla cu omul. Tot era lin, era absolut super, da? Ceva ce nu putem descrie. Dumnezeu ia și omoară niște animale ca să-i îmbrace. Lucrul acesta arătând spre faptul că Dumnezeu a trebuit să-L despoaie pe Domnul Iisus Hristos de gloria Lui, de slava Lui, pe care a avut-o în cer, și să-L îmbrace cu păcatul nostru, ca în același fel în care a fost îmbrăcat Adam, într-un mod dramatic, jertfind niște animale, curgând sânge, Adam văzând lucrul acesta, în același fel noi să fim îmbrăcați cu neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Este un act tipologic superb arătat în grădina Edenului, direct primului om. De la începutul lumii, oamenii au știut care este calea mântuirii. Găsește a doua generație de oameni, Cain și Abel. Unul dintre ei aduce animal ca jertfă lui Dumnezeu, celălalt aduce ca jertfă un rezultat al performanțelor sale, Cain. Ce a câștigat el din roadele câmpului. Și unul simbolizează calea pe care Dumnezeu a ales-o ca să ne mântuie. Prin violență, prin dramatism, prin sânge în curs. Ceea ce oamenii urăsc astăzi. La Dumnezeu Scripturilor, un Dumnezeu violent. Un Dumnezeu care varsă sânge. Un Dumnezeu care arată că pedeapsa păcatului este moartea. Celălalt vine cu rezultatul performanțelor sale. Uite ce am făcut, Doamne. Uite, îți aduc ce am eu mai bun. N-are nevoie Dumnezeu de ce ai tu mai bun. Nu are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu te acceptă doar pe calea pe care El a instituit-o. Vrei calea aia bine, nu vrei calea aia, nu există altă variante. În primul eveniment al căderii omului în păcat, Dumnezeu își arată harul. Eu dau un alt exemplu. Avram este notabil pentru că este omul cu care Dumnezeu face un legământ, zice, veșnic, în care sunt cuprinși toți copiii credinții, toți cei care sunt mântuiți. Îl cheamă Dumnezeu pe Avram, un păgân. De ce l-a chemat pe Avram? V-ați gândit vreodată de ce a chemat Dumnezeu pe Avram? E un răspuns teribil de simplu. De ce? Că așa a vrut el. De-aia l-a chemat. Că așa a vrut el. Și Dumnezeu face iarăși un act cu totul deosebit, arătând legământul în care noi suntem cuprinși prin Domnul Iisus Hristos. Pune deoparte animale, legământul se încheia, treceau prin mijlocul animalelor sacrificate, arătând că cel care își calcă partea de legământ, să ajungă ca animalele acelea. Adică să iasă din existență. Și singurul care trece în momentul în care se încheie legământul cu Avram este cine? Nu Avram.
Și Dumnezeu trece pe acolo. Și Dumnezeu mistuie jertfa. Dumnezeu legându-se pe sine în acest legământ, El însuși însă existența lui Dumnezeu să fie desființată, ceea ce este imposibil dacă legământul pe care Dumnezeu îl face cu Avram va fi călcat. Așa că legământul pe care îl face Dumnezeu cu Avram este un legământ cu totul al harului. N-are nicio treabă cu faptele. Nici alegerea lui Avram și nici legământul pe care Dumnezeu îl face cu Avram. Avem apoi un alt personaj, Noe. Și zic, Noe a fost mântuit prin ce? Prin fapte, nu? El a construit corabia, s-a suit în corabie și a fost salvat de potop. Nu așa începe istoria lui Noe. Nu așa începe. Noe, așa începe. Știți Geneza capitolul 6. Este o imagine, din nou, tipologică a salvării noastre de mânia lui Dumnezeu și a despărțirii noastre totale, definitive de lumea necredincioasă, care se face datorită milei și harului lui Dumnezeu. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Mila este manifestarea harului lui Dumnezeu, este sursa harului lui Dumnezeu, mila. Din milă, din îndurare, Dumnezeu i-a arătat milă lui Noe. Nu că Noe era perfect. Noe umbla cu Dumnezeu, dar nu că Noe era perfect. Nu de asta a căpătat Noe milă. Harul lui Dumnezeu se arată mai cu seamă când citiți istoria lui Israel. Te uiți la Israel în pustiu. Ce poți să spui despre Israel în pustiu? Despre el, despre Israel. Ce poți să spui? Niște nebuni. Niște nebuni răzvrătiți care în fața unor manifestări extraordinare a puterii lui Dumnezeu îl resping pe Dumnezeu. Se întorc spre idolatrie, spre imoralitate. Ce poți să spui despre Israel în perioada judecătorilor? O spirală a păcatului, o cădere ca plumb în jos în păcat. În ciuda atâtor izbăviri pe care le face Dumnezeu. Ce poți să spui despre Israel în perioada monarhiei? Păi au început prost, dorind un împărat ca neamurile, și au sfârșit foarte prost încât Dumnezeu și-a împlinit partea vechiului legământ, care este ceva diferit de legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avram. A împlinit partea din vechiul legământ și i-a dat blestemul, i-a trimis în exil. Ce poți să spui despre Israel în exil? Despre Israel la întoarcerea din exil? Ce poți să spui despre Israel din vremea Domnului Iisus Hristos? Același popor imoral și încăpățânat care l-a respins pe Dumnezeu și respingerea finală a lui Dumnezeu s-a arătat în crucificarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar în toată istoria asta poporului Israel vezi un Dumnezeu? Vezi un Dumnezeu plin de har? Ce poți să spui despre Israel la sfârșitul vremurilor? Același lucru. Că are un Dumnezeu care își ține legământul și care un Dumnezeu care este plin de har. Ce poți să spui despre Dumnezeu în perioada lui Hagai? Când poporul leneș și puturos nu vrea să construiască templul. Un Dumnezeu care are har. Și vorbește din nou, vorbește din nou, poporul se descurajează, vorbește din nou. În toate etapele istoriei lui Israel vezi un Dumnezeu al harului. Și în mod deosebit vedem proto-evanghelia, da? Evanghelia tipologică în sistemul sacrificial pe care l-a dat Dumnezeu poporului Israel. Chiar în perioada vechiului legământ, care e specifică Israelului, Dumnezeu a lăsat har bogat, îmbelșugat. Când te duceai și aduceai animalul și Dumnezeu te ierta și tu știai foarte clar că ăla nu e om care se poartă păcat în locul tău. Ăla era un semn al harului Dumnezeu. N-aveai ce să înțelegi. Când plecai acasă cu siguranța păcatelor iertate, ăla era harul lui Dumnezeu. Ce putea să fie altceva, nu? Când nu tu o încasai, ăla era harul lui Dumnezeu. Când tu trebuia să fii omorât. Dumnezeu dădea continuu semne al harului Dumnezeu. Zice, nu era un legământ bazat pe fapte. Erau mântuiți dacă duceau jertfe și dacă făceau fapte bune. Ce prostie, ce eroare, ce erezie. Nu, erau mântuiți, toți care au fost mântuiți în vechiul legământ, au fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Credeau pe Dumnezeu pe cuvânt și erau mântuiți. Erau mântuiți. Acum o întrebare se pune cu privire la toate cele evenimente de distrugere în masă din Vechiul Testament, când Dumnezeu pare să nu aibă har sau să aibă o limită la harul lui, nu? Eu aș vrea să propun o teză teologică în seara asta cu privire la toate evenimentele alea de distrugere în masă și să argumentez că în toate cazurile de distrugere în masă există o evidență foarte clară și răsunătoare a harului general al lui Dumnezeu. În toate. Și aș vrea să vă dau numai câteva exemple. Luăm pe cele mai serioase, da? Care sunt aduse chiar în discuție de atei, de agnostici. Dom'le, cum poate un Dumnezeu bun, milos să facă așa ceva, nu? De exemplu, aș zice că evenimentul cel mai drastic este potopul. Când Dumnezeu, fără niciun fel de discuție, omoară toată rasa umană, în afară de optinși. Tot! Femei însărcinate, copii, totul înecat. Nu știu dacă dumneavoastră vi se pare înec o metodă interesantă de a muri. Dar ăștia mor toți prin înec, da? E foarte clar. Potopul. Este un potop global.
Toată suprafața pământului este acoperită de apă, toți oamenii mor. A arătat Dumnezeu har acelei generații de oameni? Ce ziceți dumneavoastră? Pe o perioadă foarte lungă de timp, Petru numește pe noi în capitolul 2 din a doua lui epistolă că noi era un predicator sau un propovăduitor al neprihănirii, proto-evanghelia. Deci el spune, este o cale de salvare, vine judecata lui Dumnezeu, dar puteți scăpa. Trebuie să credeți pe Dumnezeu pe cuvânt, că asta e singura cale de scăpare. A predicat evanghelia, proto-evanghelia. Timp de 120 de ani au avut timp oamenii aceia să se pocăiască. A fost harul lui Dumnezeu? Sigur că a fost harul general al lui Dumnezeu arătat printr-un slujitor și prin predicarea acestui slujitor și prin arca care era vizibilă în fața ochilor lor. Ce gândeau aia despre arcă? În zona aceea de lume. Ce gândeau despre arcă? E o nebunie curată. Ce spun astăzi oamenii despre Hristos? Despre predicarea Evangheliei? Ce spun? E o nebunie. N-are cum să plouă aici. N-are cum să vină mânia lui Dumnezeu. Spune exact același lucru. Nu există niciun fel de evoluție în rebeliunea omului. Niciun fel de evoluție. Aceeași prostie tâmpă, aceeași nebunie și împotrivire, aceeași rebeliune a omului, născută din ființa umană. Acum ascund asta sub teorii științifice, sub evoluționism și alte prostii. Asta e cu totul altceva. Același om. Uitați-vă de exemplu. De fapt, potopul asta este. Potopul ce arată ce înseamnă viața fără Dumnezeu. Vrei fără Dumnezeu? Da, asta e finalul. Sodoma și Gomora. Foarte interesant. Dacă te uiți la narațiunea Scripturii, vezi un lucru foarte interesant. Se duce Lot în Sodoma. Și ce spune Biblia despre Lot? Noi îl cam beștenim pe Lot. Și avem motive. Dar știi ce spune Biblia despre Lot? Biblia spune despre Lot că acest neprihănit își chinuia zilele. Oamenii din Sodoma știau cine e Lot, ce crede Lot, cum era Lot. De unde știau? Păi ne mai spune Biblia un lucru. Că la un moment dat au intrat în război, da? Vă aduceți aminte? Și Lot și-a pierdut averile, pe acolo s-au întâmplat niște lucruri. Și Avram a făcut o armată și s-a dus și a eliberat. Și au beneficiat și împărații Sodomei și Gomorei de pe războiul ăsta. Au vrut să răsplătească și el n-a vrut să ia nimic. Acum, te puteai întreba, domnule, cine e omul ăsta care cu armata a putut să izbăvească că atâția împărați? Că a fost un război destul de mare acolo, dacă nu mă înșel, 5 împărați, dar nu vreau să greșesc. Trebuie verificată Scriptura în privința asta, nu e așa de important. Și să întreb, domnule, cine e omul ăsta? Toți idolii noștri, toți dumnezeii noștri, n-au putut să ne scape. Dar a venit un om cu armată, cine știe de unde, și ne-a scăpat pe toți. Cine e ăsta? Păi ăsta îi neam cu Lot. Ce cred ăștia? Știau cine sunt ei, știau cum trăiesc ei, știau credința lor. Când vin îngerii, acolo în Sodoma, știți, manifestarea aceea homosexuală a lor, tendințele lor, dorințele lor, zice, de la cel mai mic la cel mai mare, toată cetatea s-a dus acolo. Să-i prindă pe ăștia și să-i spurce, da? Pe îngeri. Manifestarea rebeliunii omului. Le-a dat Dumnezeu har acestor oameni. Le-a dat Dumnezeu har acestor oameni. Calea pe care au ales-o, în care au vrut să trăiască, a fost aceea a păcatului, iar viața fără Dumnezeu este arătată și în dezastru care vine peste Sodoma și Gomora. Popoarele cananite. Dumnezeu a avut o poruncă foarte clară cu privire la popoarele cananite din Israel. Extirpare totală. Astăzi numesc alea genocid, distrugere în masă. Nu, a fost o pedeapsă, nu a fost nici genocid, nici distrugere în masă. A fost o pedeapsă a lui Dumnezeu. Întrebarea este dacă Dumnezeu le-a dat har acestor oameni. Știți că la un moment dat Avram a făcut niște tranzacții prin Canaan acolo, oamenii știau despre el, îl recunoșteau pe Avram. Scriptura spune un lucru interesant, zice Geneza 15:16. Trimite pe Israel în Egipt, Dumnezeu, în robie. Zice, în al patrulea an, acest popor al lui Dumnezeu se va întoarce aici, căci nelegiuirea amureților nu și-a atins încă vârful. În câți ani și-a atins nelegiuirea amureților vârful? În 430 de ani. Au avut har? Berechet. Plăgile din Egipt. Unul dintre cele mai dramatice episoade din istoria omenirii. Ce a făcut Dumnezeu cu un popor este în Egipt. Acum, poți să spui tu că faraon și egiptenii nu știau despre Dumnezeu? A dat prima plagă. Ăsta e un Dumnezeu puternic. A doua, a treia, a patra, a cincea. Ăsta este un Dumnezeu puternic care face praful pulverii cu dumnezeii noștri. Credeți că nu știau egiptenii ce credință avea poporul Israel?
Dacă n-ar fi știut până atunci, au aflat atunci. Dacă n-au știut sute de ani, au aflat atunci. Chemarea a fost clar din partea lui Dumnezeu. Moise nu s-a dus să demonstreze în fața lui Faraon și să-i spune există un Dumnezeu. El s-a dus așa. Așa vorbește Domnul. Și a început să spună ce vorbește Domnul. Și uite, așa se poartă Domnul. Așa lucrează Domnul. Așa se manifestă Domnul. Așa pedepsește Domnul. Și Dumnezeu a dat revelații ale persoanei sale. Ale persoanei sale. Îl cheamă pe Faraon și poporul la pocăință. Să primească. Orice egiptean care și-ar fi uns în noaptea morții întâilor născuți, care și-ar fi uns ușor ușii cu sânge, ar fi scăpat. Pentru că era un semn al credinței. Și nu li se ținea în seamă nimic din ce au făcut până atunci. A fost un act de continuă rebeliune față de Dumnezeu, în mod decisiv. Și Dumnezeu s-a purtat cum s-a purtat cu egiptenii. Le-a dat Dumnezeu har? Da, prin revelația pe care au avut-o, le-a dat Dumnezeu har. Le-a dat Dumnezeu har. Mergem în Noul Testament. Doctrina aceasta, sola grația, învățătura despre har, se focalizează în special asupra ceea ce Biblia spune despre harul care ne era păstrat nou, cum spune Petru în prima lui epistolă. Harul care ne era păstrat nouă. Ei cercetau profeții în vechime să vadă harul acesta desăvârșit adus nou. Ce har? Care este învățătura biblică a Noului Testament despre har? Despre har. Vă subliniez câteva aspecte. La baza harului care ne este dat nouă credincioșilor în noul legământ este harul legământului. Harul legământului. Un legământ care e veșnic. Spune 2 Timotei 1 cu 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ia auziți, ne-a mântuit acum, după sau conform hotărârii lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Harul, vorbim despre sola grația, harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Și vă aduceți aminte pasajele acelea din Ioan în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre aceea pe care Tatăl i-a dat lui. Este un legământ veșnic în care Tatăl ia un număr, nu știm noi de oameni, nu știm noi numărul, pe care îl dă Fiului. Este un dar pe care îl face Fiul. Ăsta numim noi legământul veșnic al Harului. Legământul veșnic care este făcut între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Baza întregului Har care ți este dat astăzi este legământul veșnic. Tatăl cu Fiul fac un legământ și pe baza acelui har noi suntem mântuiți. Al doilea aspect este harul alegerii noastre. Alegerii noastre. Citesc alt pasaj, deși acesta este destul de concludent. Efeseni 1, 5 cu 6. Ne-a rânduit mai dinainte să fim făcuți copiii lui Dumnezeu, să fim înfiat prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său. Ne-a rânduit mai dinainte, ne-a hotărât mai dinainte, ne-a ales mai dinainte să fim înfiați spre lauda slavei Harului Său. El a făcut o acțiune din veșnicie prin care a hotărât că azi eu să fiu înfiat și la bază ce a stat? Lucrul ăla pe care îl vei lăuda tu. Ce? Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Da? Avem harul legământului, harul alegerii sau predestinării, harul chemării noastre. 2 Timotei 1 cu 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Ne-a dat o chemare sfântă după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. De ce te cheamă Dumnezeu la El? Cu putere și cu slavă. De ce te cheamă? Pentru că ți-a dat har din veșnicie. Baza chemării tale este harul din veșnicie. Altfel nu te-ar fi chemat Dumnezeu. De asta sunt miliarde de oameni care mor fără să audă un strop din chemarea Evangheliei. Ăsta este motivul. Nu există niciun alt motiv. Cu toți oamenii cu care discut despre chemarea lui Dumnezeu, care este dată doar anumitor oameni, și le arăt statistic ce se întâmplă în lumea asta, că sunt oameni care n-au nici măcar numele Domnului Iisus Hristos, unii dintre ei ori apelează la mister, Domnul, e un mister, iar cei mai mulți dintre ei se duc în erezii, că o să fie mântuiți altfel, fără auzirea Evangheliei, se duc în tot felul de explicații. Explicația este simplă. Ai fost chemat la Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ți-a dat har veșnic. Harul chemării noastre se bazează pe harul veșnic. 4. Harul unirii noastre cu Hristos. Ia uzi ce spune Scriptura. Efeseni 2, 6 la 7. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună. Auziți limbajul unirii cu Hristos. Ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său.
Prin faptul că suntem uniți cu Hristos, zice că în veșnicie se va vedea ce din acțiunea asta, unirii noastre cu Hristos? Harul lui Dumnezeu. Deci baza unirii noastre cu Hristos este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă har, de asta te-a unit cu Hristos. Nu te-a unit cu Hristos fiindcă tu ai ales să fii unit cu Hristos. Te-a unit cu Hristos fiindcă El ți-a dat har. Și fiind unit cu Hristos, tot ce este al lui Hristos îți este atribuit ție. Asta e logica unirii cu Hristos. Sunt una cu Hristos, El este reprezentantul tuturor aleșilor, ce are capul au toate mădularele. Ce are capul au toți aleșii. Ce are capul au toți copiii Lui. Harul unirii cu Hristos. Harul învierii noastre, da? Este același pasaj, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos și comentează Pavel, prin har sunteți mântuiți. Ne-a adus la viață împreună cu Hristos, ne-a înviat spiritual, prin har sunteți mântuiți. De ce ai fost înviat spiritual? Pentru că tu ai ales să fii înviat, nu? La fel cum Lazar o ales, Dumnezeu l-a adus pe Lazar într-o stare de semiconștiență. Bă, fii atent, vreau să te înviez. Tu vrei? Da, vreau. Nu, îți dau harul. Nu, Pavel comentează învierea noastră spirituală, la noi pus în paranteze, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. De asta ai fost înviat la viață. De asta ai fost înviat. Fiindcă Dumnezeu ți-a dat har, pe baza harului te-a înviat. 6. Zice, da, dacă eu cred. Bun, ia să vedem. Harul credinței. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul. Nu numai să credeți. Auzi, ai mai mult decât harul credinței. Vi s-a dat harul numai să credeți. Am fost mântuit fiindcă am crezut. Da, ai fost mântuit fiindcă ai crezut. Însă ai crezut fiindcă ți s-a dat har. Nu spune ai crezut fiindcă ai vrut. Ai crezut fiindcă ți s-a dat har. Alt pasaj. Și harul Domnului nostru s-a mulțit. 1 Timotei 1 cu 14. Harul Domnului nostru s-a mulțit. Îmi place expresia asta. Ia auziți. Harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult. Împreună cu credința. Harul s-a mulțit împreună cu credința. Și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Deci avem mult har. Avem un har al legământului veșnic, harul alegerii. Le-am pus în ordine cronologică. E harul legământului veșnic, e harul alegerii, e harul chemării noastre, prin Duhul Sfânt, prin Evanghelie. Am fost chemați, suntem uniți cu Hristos. Dacă suntem uniți cu Hristos, primim învierea. Primim credința și primim tot ce este în Hristos. Adică, vă citesc câteva beneficii. 7. Harul iertării. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său. De asta se ierta păcatele. Ba și încă legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala. Dar unde s-a mulțit păcatul? Acolo? Harul s-a mulțit și mai mult. Și este o discuție despre neprihănirea prin credință. Roman 5 cu 20. Harul îndreptățirii. Roman 3 cu 24. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său. Tit 3 cu 7. Pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul lui. Harul izbăvirii de păcat. Roman 6 cu 14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. De asta suntem liberi de păcat, de autoritatea păcatului, de puterea păcatului. Și aici lucrurile devin foarte important, e harul perseverării. Harul perseverării. Da, am fost mântuiți prin har, da, și avem noi darul ăla prin care vrem să distrugem tot conceptul biblic despre har. Ia auziți, harul perseverării. Dumnezeul, 1 Petru 5 cu 10, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, da, nu uitați, Dumnezeul oricărui har vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă face neclitiți. Pe ce bază te desăvârșește Dumnezeu? Păi spune de la început cum începe. Dumnezeul oricărui har te-a chemat, e prima fază a mântuirii, la slava sa veșnică, este a doua fază a mântuirii, și între chemare și slava sa veșnică spune ce face. Vă desăvârșește, vă întărește, vă dă putere, vă face neclintiți. Dumnezeul oricărui har pe care l-am enumerat acum. Harul este la baza întregii lucrări a mântuirii. 2 Corinteni 9 cu 8. Se roagă Pavel, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, ca având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună. Dumnezeul oricărui har, auziți, Dumnezeul cărui har poate să vă umple cu orice har? Deci prima e umplerea cu har. Având totdeauna în toate lucrurile din destul, ăsta e rezultatul harului, să prisosiți în orice faptă bună. El vă umple cu har, iar voi prisosiți în orice faptă bună. Orice faptă bună este un rezultat al harului lui Dumnezeu. Harul virtuților creștine.
1 Timotei 1 cu 14. Harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult, împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Astea sunt elementele vieții creștine. Esența vieții creștine. Credința și dragostea. Harul moștenirii, i-au zis. Și moștenirea care avem este tot prin har. De aceea moștenitori sunt cei care se fac prin credință pentru ca să fie prin har. Iată, Dumnezeu nici măcar moștenirea nu vrea să o ai ca să te lauzi cu ea. Am moștenirea pentru ce am făcut eu. Nu. Auziți, vă citesc din nou. De aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință. Nu mântuiți se fac prin credință. Mântuirea e prin credință, dar și moștenirea e prin credință. Moștenitori sunt cei ce se fac prin credință pentru ca să fie prin har. Zice, și pentru ca făgăduința să fie chezășuită, garantată pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. Toți, și înainte și după Hristos, sunt mântuiți prin har. Harul neprihănirii și vieții veșnice. Ia auziți. Roman 5:21. Pentru ca după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească. Cum stăpânește păcatul? Păcatul te robește. Așa stăpânește păcatul. Îți vorbește despre autoritate, despre puterea păcatului, da? Și zice, după cum, în același fel, după cum, în același fel în care păcatul a stăpânit din moartea, tot așa, harul ce face? Stăpânește, domină, controlează, dând neprihănirea ca să dea viața veșnică. Că nimeni fără neprihănire nu poate vedea viața veșnică. Așa că harul dă și neprihănirea și viața veșnică. Viața veșnică este un rezultat al harului Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 2:16. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul său o mângâiere veșnică și o bună nădejde. Așadar, tot ce am enumerat acum arată că toată lucrarea mântuirii, tot ce avem în viața noastră de credință, este un rezultat al harului lui Dumnezeu arătat față de noi. Al harului lui Dumnezeu arătat față de noi. Aș dori să subliniez acum câteva caracteristici, un sumar a învățăturii despre harul lui Dumnezeu, o descriere sumară a harului lui Dumnezeu, da? Să coagulăm lucrurile, să strângem lucrurile. Harul lui Dumnezeu, în primul rând, își are sursa doar în Dumnezeu, da? Că sunt oameni care spun, dacă tu te folosești de un har al lui Dumnezeu, o să-ți dea alt har al lui Dumnezeu. Nu, harul își are sursa în Dumnezeu. Toată Scriptura vorbește despre harul lui Dumnezeu și a Domnului Iisus. Da? Har și pace de la Dumnezeu și de la Domnul Iisus. Dumnezeu este sursa harului. Și vreau să fac o afirmație pe care vă rog să o ascultați cu atenție. Dumnezeu nu ne dă har din cauza lui Hristos, din pricina lui Hristos. Da, vi s-a ciurit urechile, da? Dumnezeu nu ne dă har din cauza lui Hristos. Adică nu Dumnezeu a zis, vreau să trag cu ăștia de pământ și Dumnezeu și Domnul Iisus. Așteaptă 4.000 de ani ca să mor și ca să le poți da har. Nu. Versetul cel mai citat, nu? Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul său fiu. Care-i cauza dăruirii fiului său? Care-i cauza? Dragostea lui. Ne-a iubit, a iubit și a dat pe fiul său. Asta înseamnă că harul Dumnezeu este suveran. Asta înseamnă că Dumnezeu Tatăl n-a fost împotriva noastră, Fiul era pentru noi, era o diviziune veșnică în ei, în privința planului de mântuire, și s-au ținut așa cumva în tensiune și a ajuns Hristos să moară pentru noi și Dumnezeu să spună, aaa, era cât pe ce să vă apăra cu voi, dar acum vă mântuiesc dacă Iisus tot a murit pentru voi. Nici vorbă de așa ceva. Harul lui Dumnezeu a fost ceea ce a pornit planul mântuirii. Harul Dumnezeu, mila lui Dumnezeu a fost eternă, veșnică. Iisus Hristos este un rezultat al manifestării Harului lui Dumnezeu. Este climaxul manifestării Harului lui Dumnezeu. Este cel pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie canalul, mediatorul Harului lui Dumnezeu, distribuitorul principal al Harului lui Dumnezeu. Dar sursa Harului lui Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl. Fiindcă ne-a dat Har, a hotărât ca Domnul Iisus Hristos să aducă mântuirea noastră. Da? Acest Har își are sursa doar în Dumnezeu. În al doilea rând, acest har, sub nicio formă, nu poate fi amestecat cu fapte bune. Sub nicio formă. Sub nicio formă. Romanii 11:6. Și dacă este prin har, auzi ce logică simplu. Dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapt. Întreabă unii. Dar ce
Nu merită și omul ăla ca să primească har? De ce să primești? Nu merită și ăla, dar tu nu merită și ăla să primească? Și o aberație să folosești cuvântul merită lângă har. Pentru ca să spune, dacă este prin har, nu este prin faptul. Nu merită, nimeni nu merită. Arminte, harul ăla n-ar fi fără. Deci harul, el zice, harul se poate explica doar în absența faptelor. În momentul când ai introdus conceptul de faptă, nu mai vorbești despre har, vorbești despre cu totul altceva. Vă citesc nou. Dacă este prin har, nu mai este prin fapte. Arminte, altfel, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Arminte, faptă n-ar mai fi faptă. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credința asta nu vine la voi ce este darul lui Dumnezeu? Nu! Păi ce grijă are să menționeze că harul n-are, nu este amestecat cu faptele. Ori de câte ori crezi că Dumnezeu te acceptă sau te privește prin faptele tale din săptămâna respectivă, din anul respectiv, din luna respectivă, distrugi conceptul de har. Deci Dumnezeu nu m-a acceptat săptămâna asta, fiindcă, uite ce am făcut. E negat realitatea harului. Faptul că te poți pocăi este un har de la Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu te invită la pocăință este un har al lui Dumnezeu. Tu n-ai meritat nici să fii invitat la pocăință. Să fii chemat la pocăință, să ai timp de pocăință. Este un rezultat al harului lui Dumnezeu. Al treilea aspect. Acest har este sursa oricărui lucru bun din om. Harul este sursa oricărui lucru bun din om. 1 Petru 4 cu 10. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Orice slujire pe care o faci este un rezultat al harului divers, felurit al lui Dumnezeu. 1 Petru 5 cu 10, l-am citat deja. Dumnezeu oricărui har. Oricărui har. Da, oricărui har. 4. Acest har este distribuit doar prin medierea sau prin mediatorul nostru Iisus Hristos. Zice lui Timotei, sunt multe pasaje, vă citesc doar unul. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Iisus Hristos. Spuneam altă dată după acesta, îl spunea Petru, de fapt spune toată Sfânta Scriptură, cine vrea să găsească har, îl găsește doar în relație cu Domnul Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos este ascuns din fața ochilor noștri, este luat harul. 5. Harul este comunicat prin metodele harului. Harul este comunicat prin metodele harului. Acum noi știm care sunt metodele harului. Biserica este metoda harului? Un cadru a harului? Rugăciunea este metoda harului? Cuvântul este metoda harului? Da? Toate lucrurile acestea sunt metode ale harului. Dacă noi vrem har, trebuie să folosim metodele harului. Însă sunt oameni care folosesc metodele harului într-un mod legalist. Adică, Doamne, am citit atâta din cuvânt. Îmi dai har? Nu! Citirea cuvântului este o metodă a harului. Nu poate să ofere merit pentru har. Fiindcă am citit din cuvânt, sper că Dumnezeu să uite la mine mai frumos. Nu știu, n-ați trăit niciodată în schizofrenia asta spirituală? Fiindcă m-am rugat, Dumnezeu o să-mi dea har. Nu! Rugăciunea nu poate să fie o faptă meritorie, ceva care să merite harul lui Dumnezeu. Rugăciunea este doar un canal prin care vine harul lui Dumnezeu. Te întâlnești prin rugăciune cu Dumnezeu harului. Citești Scriptura și găsești în paginile Scripturii Dumnezeu harului. Ești în biserică care este un rezultat a harului lui Dumnezeu. Arătat în Domnul Iisus Hristos. Da? Metodele harului nu sunt fapte meritorii care fac să primim mai mult har. Și zice, păi cum? Că atunci când citim cuvântul primim har. Pa, pentru că este un instrument al harului. Nu pentru că este o faptă care merită harul lui Dumnezeu. Trebuie făcut o distinție foarte importantă aici, da? 6. Acest har este veșnic. Harul lui Dumnezeu este veșnic. Vine din veșnicie și se duce din veșnicie. Singurul lucru pe care l-a prevăzut Dumnezeu despre mine și despre dumneavoastră din veșnicie a fost cât de păcătoși suntem. Și ăsta a fost motivul pentru care Dumnezeu ne-a dat har. 7. Acest har este nemărginit pentru cei aleși. Harul este nemărginit pentru cei aleși. Dumnezeu dă har și celorlalți oameni, un har general. Dar pentru cei aleși, harul acesta este nemărginit. Pentru că spune în Efeseni 2, Dumnezeu ne-a mântuit ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său. Numai în veșnicie vom înțelege, uitându-ne la ceea ce am făcut și am trăit pe pământ, că Dumnezeu ne-a dat pe pământ un har nemărginit. Eu nu știu dacă dumneavoastră aveți momente din astea de procesare a trăirii dumneavoastră. Să vă procesați ce gânduri ați avut, ce atitudine ați avut, cum v-ați comportat, cum v-ați relaționat, cum ați muncit, cum ați făcut toate lucrurile.
Și dacă aveți puterea asta din partea lui Dumnezeu, să vă confruntați cu realitatea despre dumneavoastră. Niciodată nu o vom înțelege așa cum este ea în realitate în fața lui Dumnezeu. Atunci dacă căutați lucrul ăsta, dacă urmăriți autoevaluările făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, nu prin părerile altora. Și dacă n-ajungeți la concluzia după această autoevaluare, că simpla noastră existență fizică, dar mai cu seamă, relația noastră care persistă cu Dumnezeu este un rezultat al harului nemărginit al lui Dumnezeu. Nemărginit al lui Dumnezeu. Iar motivul pentru care Dumnezeu ne lasă să ne ducem câteodată în semi-depresii spirituale, în autoevaluări din astea care ne fac să intrăm în pământ de rușine, este ca să înțelegem că trăim numai prin harul nemărginit al lui Dumnezeu. Și că harul lui Dumnezeu se înmulțește peste măsură de mult. Ce bajocoră și blasfemie la adresa lui Dumnezeu este să vorbim despre faptul că noi manevrăm harul, că Dumnezeu ne dă har așa cu țârâita, în funcție de cum acționăm noi, ce facem noi. Acest har este nemărginit pentru cei aleși. Și în final, acest har îi aduce glorie eternă doar lui Dumnezeu. Ne-a rânduit mai dinainte, spune în Efeseni 1:5-6, spre lauda slavei harului său. Nu știu cum văd oamenii, e un pasaj despre alegere sau despre predestinare. Cum văd oamenii în predestinare, numai văd mărul discordii. Acolo e bătălia, domnule. Și spune că în veșnicie, că acum ar trebui să răspundem cu laudă la adresa slavei harului. Harul ăsta e slăvit, harul suveran e slăvit. E ceva frumos, e ceva extraordinar care ar trebui să ne facă să ne închinăm, să lăudăm pe Dumnezeu. Nu să ne batem. Nici măcar să facem dezbatere, nu de asta. Ne-a dat Dumnezeu har. Și închei cu câteva implicații. Care sunt implicațiile învățăturii despre har? Care sunt implicațiile? Dacă ăsta e harul lui Dumnezeu, care sunt implicațiile? Prima implicație ar trebui să fim atenți la abuzurile care se fac doctrinei despre har. Vreau să vă spun un lucru. Doctrina celor mai mulți baptiști despre har nu poate fi abuzată. N-ai ce să abuzi. Că se dă har în funcție de ce faci tu. Dacă tu alegi sau nu. N-ai ce să abuzi la harul ăla. Mă înțelegeți? Doctrina baptiștilor, a creștinilor după Evanghelie, a celor mai mulți, a pentecostalilor, a carismaticilor, a martorilor Iehova, a mormonilor, a ortodoxilor, a catolicilor, a greco-catolicilor, doctrina lor despre har, în general, în esență, este aceeași și nu poate fi abuzată. Dar doctrina despre har a apostolului Pavel putea fi abuzată. Doctrina despre har a Noului Testament poate fi abuzată. A lor n-are ce să fie abuzată pentru că este o doctrină despre har care e manevrată și în mod esențial este activată de voința omului, de vrerea omului. Sunt foarte puțini oameni pe planeta asta care au o concepție biblică despre har. Și nu spun asta ca să ne ridicăm pe noi în slăb. Sunt foarte puțini oameni. Dar vă spun, un mormon, un martor al lui Jehova, se potrivește perfect cu un baptist în concepția lor despre har. Dacă eu vreau, primesc har. Dacă eu nu vreau, nu primesc har. Mormonul cu baptistul sunt exact la fel în mod fundamental în ceea ce este esența mântuirii noastre. Și asta este un lucru teribil de grav. Teribil de grav. Iar putea la amândoi să spună același lucru. Eu am fost mântuit fiindcă am profitat de harul lui Dumnezeu și în frunte cu președintele cultului pentecostal, ar trebui să spună împreună, să fac un ecumenism. Dom'le, măcar avem un lucru în comun, noi toți. Martori de Jehova, mormoni, baptiști, pentecostali, carismatici, de toate valurile posibile și imposibile, avem un lucru comun. Toți credem că harul este primit dacă noi acceptăm. Dom'le, ce lucru grozav! În mântuire, în cel mai important lucru, suntem la fel. Eu spun că ăsta este cel mai grav lucru la ora actuală. Ăsta este neoevanghelismul. Neocatolicismul nu e la catolici. Neocatolicismul e la evanghelici. Evanghelici ar fi astăzi confruntați de reformatori în același fel în care reformatorii au confruntat catolicii. În același fel. Ba cu mai mare duritate pentru că ei promovează cică tradiția reformată, doctrina reformată a harului lui Dumnezeu. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Auziți abuzurile. Iuda 1:4. S-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domnul Iisus Hristos. Doctrina aia despre har n-are cum să fie abuzată în felul ăsta. Numai când ți-am spus că ai har peste măsură de mult. Aha! Aia e expresia. Ei nu au har peste măsură de mult. Au har cât timp tu te folosești tu de el. Dacă tu te ții în harul lui Dumnezeu, dacă tu primești harul lui Dumnezeu, dacă tu activezi harul lui Dumnezeu, ăla n-ai ce să abuzi, că tot depinde de tine. În momentul în care ai dat-o slab, s-a dus harul.
Ăla te ține în frică. Dar harul acesta, harul biblic, înțeles prost, poate duce la abuzuri. Trebuie să fim atenți la abuzul ăsta. Că harul n-ar aduce înnoire. În al doilea rând, al doilea abuz care se face este la învățătura despre îndreptățire. Da? Nu doar la învățătura despre sfințire, ci la învățătura despre îndreptățire. Voi care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, deci nu ne vorbește nouă, le vorbește la aia care vor să fie socotiți neprihăniți prin lege. Da? Vreți vreunul să fiți socotiți neprihăniți prin lege? Sper că nu, da? V-ați despărțit de Hristos? Ați căzut din har. De ce? Harul este doar în Iisus Hristos. Ai doar două variante. Socotit neprihănit prin lege sau socotit neprihănit prin Hristos? Prin fapte sau prin Hristos? Prin fapte sau prin har? Amestecarea. Galatenii nu respingeau pe Domnul Iisus. Înțelegeți foarte bine. Galatenii nu vreau să țină toată legea. Înțelegeți foarte bine. Galatenii erau cultul baptist de astăzi, care îți dădea o listă cu câteva reguli pe care să le ții ca să fii mântuit. Ei erau baptiști. Ei erau pendicostali. Erau ecumenice, nu aveau niciun fel de problemă. Asta erau ei. Un set de reguli, nu multe. Nu, standardele erau foarte jos. Dom'le, mai faci atâta lucru, te tai împrejur și îți spune să taie de tot dacă adaugă la Harul lui Hristos. Poate așa s-o simți mai bine. Dacă vreți să țineți o singură poruncă de lege, toată trebuie să o țineți ca să vă mântuiți. Doar așa, dacă vreți varianta aia. Nu poți adăuga nimic la Harul Domnului Iisus Hristos în îndreptățire. Dar doctrina cea mai atacată astăzi este doctrina despre îndreptățire. Nu se îngrămădesc ăștia să fie sfinți. Vor să fie, măcar la final, Dumnezeu să le dea calificativul pe baza faptelor. Măcar la final. Ok, suntem la început îndreptățiți numai prin credință, dar măcar lasă păcatele alea să ne le ispășim noi. Prin harul recunoștinței care vine de la noi, prin pocăință, prin lacrimi, prin nu mai știu ce. Ceva, să contribui și eu la justificarea mea. Hai să facem o doctrină cu o dublă justificare. Una la început și una la final, la judecată. Aia la început este a Domnului nostru Iisus Hristos, aia de la final la judecată să fie pe baza faptelor noastre, nu prin har. Nu se poate să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze singur, spetindu-se pentru mântuirea atâtor oameni. Da? Trebuie să avem atenție la a proteja doctrina sănătoasă despre har. Doi, trebuie să predicăm o evanghelie bazată total prin har. Spune Faptele Apostolilor 20:24, dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau, ce frumos să pot spune lucrul ăsta despre tine, ci vreau numai să însfârșiesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus. Ce cale și slujbă o primit el de la Domnul Iisus? Vedeți, ascultați cum sumarizează toată lucrarea lui Apostol Pavel. O viață întreagă de muncă în câmpul Evangheliei. Cum sumarizează el? Auziți cum sumarizează. Calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. Dacă tu l-accepti. Nu? Nu. Trei. A treia implicație. Îl vom lăuda doar pe Dumnezeu pentru mântuire. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine la doi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu, prin fapte. În discuția despre har spune ca să nu se laude nimeni. De ce tot precizează lucrul ăsta? Nu, prin fapte. Nu, prin fapte. Știe Dumnezeu tendința noastră născută de a ne scoate în evidență. Măcar am avut voința să fiu mântuit. El mi-a dat harul, m-a pus pe tavă, dar eu măcar am vrut. Voința lui nu vine din harul lui Dumnezeu, da? Că dacă ar veni din harul lui Dumnezeu, ar fi irezistibilă. Harul. Și noi nu credem, harul e irezistibil, zic ei. 4. Ne vom defini identitatea doar prin prisma harului. Cine ești tu? Ești un cerșetor a harului Dumnezeu. Un vagabond al lumii este un nenorocit, un ticălos, care acum sunt un om umplut de harul lui Dumnezeu. Auzi ce zice Pavel? 1 Corinteni 15:10. Prin harul lui Dumnezeu, ascultați cuvântul. Își definește identitatea acum. Prin harul lui Dumnezeu sunt. Ce sunt? Nu zice că am har. Sunt prin harul lui Dumnezeu. Ce sunt acum? Sunt prin har. Asta e identitatea mea. Mă definesc în relație cu harul lui Dumnezeu, nu cu faptele mele. Și harul față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Ce sunt și ce fac este un rezultat al harului lui Dumnezeu. Identitatea mea este definită de harul lui Dumnezeu. A cincea implicație este că veșnicia noastră va fi umplută de laudă la adresa harului lui Dumnezeu. Toată veșnicia. 6. Vom avea o certitudine cu o temelie tare dacă înțelegi învățătura despre har. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie. Asta e certitudinea mea. Că harul este etern, că vine din veșnicie. Da?
Îl vom lăuda pe Dumnezeu pentru harul din ceilalți. Zice 2 Corinteni 9 cu 14. Și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Vreau să vă întreb. Corintenii erau așa oameni pocăiți, după cum îi cunoașteți dumneavoastră, erau oameni foarte pocăiți. Nu știți, trăiau un incest și ăștia se bucurau. Zice, în loc să vă fi mâhnit, zice Pavel. Dar totuși spune despre ei că unii oameni vedeau harul lui Dumnezeu la lucru între ei. Și zice așa. Și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare, nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Puteți să vedeți în frați și surorile din adunarea asta harul lui Dumnezeu nespus de mare? Nu să vezi cine sunt prin mine însumi, ci să vezi lucrarea harului Dumnezeu și zice și te face lucrarea harului Dumnezeu să-l iubești. Nu știu, poate ai câte un frate sau câte o soră, câte uiți așa mai chiorâș la el. Nu-l vezi așa bine. Îl vezi o leacă mai strâmb. Găsește în el lucrarea harului Dumnezeu. Corintenii erau departe de a fi vrednici de iubiți pentru felul în care se purtau la cina Domnului, pentru felul în care trăiau în lume, pentru felul în care se raportau la imoralitatea și idolatria din Corint, departe de a fi iubiți. Totuși erau niște lucruri în viața lor care erau o demonstrare clară a prezenței harului nespus de mare al lui Dumnezeu. Și asta îi făcea pe ceilalți frați din alte adunări, din alte locuri, din alte zone geografice să iubească. Auzi, să iubească pentru lucrul ăsta. Nu trebuie să ajungem în cer să ne vedem, să vedem harul lui Dumnezeu din noi. Ne uităm așa toată viața chiorâșul unul la altul și sperăm cumva că ne-am întâlnit în cer, că ne-am mântuit Dumnezeu cumva pe noi. Că acum suntem dezastru, de răi. Nu, trebuie să vedem harul lui Dumnezeu la lucru în noi. Și lucrul ăsta va reglementa relația noastră unii cu alții. O să-l deconspir pe tata meu. Rar am predicat bine, dar câteodată s-a mai întâmplat așa, numai prin harul lui Dumnezeu. Și tata când simțea așa că ar fi un pericol ca harul lui Dumnezeu să mă umfle de mândrie, ceea ce e o aberație, nu? Este o implicație greșită a doctrinei despre har. Zicea, măi, să știi că ești un mare zero. Nu știam niciodată de ce vrea să mă desumfle. Mă bucuram de harul lui Dumnezeu, știi că ai experimentat harul lui Dumnezeu, ești un mare zero. Eram un mare zero, nu zic, știți? Dar e bine să vezi câteodată numai ăla mare zero și să vezi zero ăla că e umplut cu harul lui Dumnezeu, nu? Să-l poți defini prin harul lui Dumnezeu, să poți să-i spui Dumnezeu ți-o dat har azi. Dumnezeu ți-l-a dat. Foarte clar. Și nu ți-l-a dat din cauza ta, dar ți-o dat Dumnezeu azi har. Și mă bucur, te iubesc din cauza asta. Că ești un instrument al harului Dumnezeu. Iubeau pe Corinteni, nu știu cum iubeau, dar iubeau, pentru că vedeau acolo harul nespus de mare al lui Dumnezeu. Nespus de mare al lui Dumnezeu. Îl vom contempla pe Domnul Iisus, care este singurul mediator al harului lui Dumnezeu, da? Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Tu, dar copilul meu, întărește-ne în harul care este în Iisus Hristos. Să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăției harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Așa și arăta harul. În Domnul Iisus Hristos. Cu cât îl contempli mai mult pe Domnul Iisus Hristos, vei vedea harul lui Dumnezeu. Și în final, bineînțeles, vom folosi metodele harului. Vom folosi metodele harului. În cuvânt, descoperi pe Dumnezeu harului. Prin slujitori, Dumnezeu dă har. Da? În rugăciune îl întâlnești pe Dumnezeu harului, vorbești cu Dumnezeu harului și mulți dintre noi neglijăm aspecte sau metode importante ale harului lui Dumnezeu. Simți că domenii din viața ta pur și simplu nu funcționează și nu vor funcționa până nu îți pui la punct viața de rugăciune. Simți că domenii importante din viața ta nu funcționează și nu vor funcționa până când nu îți pui serios în rânduială studierea cuvântului lui Dumnezeu. Nu vor funcționa. Sau relația cu adunarea, care este un rezultat al harului Dumnezeu.